Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre detoxifiere, cât de importantă este, în ce condiții, ne explică doamna doctor Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra! Bine v-am regăsit! Suntem după o vară în care poate unii dintre noi au făcut și mici excese în vacanță. A venit toamna, ne-am mai liniștit un pic, am intrat în activitate. Ar fi utilă sau nu, Ruxandra, o cură de detoxifiere și dacă da, ce înseamnă o detoxifiere făcută corect, care să aducă beneficii? Da, da, detoxifierea înseamnă eliminarea toxinelor produse în organism sau pe care le aducem din mediul exterior, pe căile naturale ale organismului, nu prin... Pentru că organismul are această capacitate, exact, însă are trebuie ajutat. Capacitate născută, că altfel am muri, am acumulat aceste toxine. Și aici avem foarte multe teorii. Și nu vreau să fiu nici de o parte, nici de alta. Ca orice schimbare de anotimp, se schimbă luminozitatea, se schimbă tonusul, alimentația și atunci organismul are un mic stres. Și de asta se recomandă această detoxifiere de toamnă. Mai ales că putem să o facem și ne pregătim de anotimpul rece în care vom mânca mai multă proteine și grăsime animală, că cea în care vom sta mai mult în casă. Și atunci este nevoie să facem o mică etapă de pregătire a organismului. Și vreau să vă spun că nu sunt de acord. Detoxifierea nu înseamnă să intrăm într-un post din acela restrictiv și prelungit, nu înseamnă să ne facem clizme în fiecare zi, nu înseamnă să luăm purgative în neștire. Nu, asta nu înseamnă. Asta înseamnă o agresare a organismului, da? O detoxifiere rațională se poate face în primul rând printr-o alimentație sănătoasă și ne permite toamna o alimentație bazată pe verdețuri, salate, fructe, deci autohtone. Fructe, legume, încă să profităm, exact, de tot ce ne oferă. Mai renunțăm toamna la carnea grasă, la grătarul și alte chestii. Da, putem să luăm lactatele acide de tip sana, chefir, un iaurt, o brânză bună, naturală. Per total, ne ajutăm organismul să se detoxifice, deci prin alimentație naturală, prin accentuarea hidratării, deci trebuie să ne hidratăm și când zic hidratare, în acest caz de detoxifiere, nu e numai apa, apa cu lămâie care detoxifică, ci sunt și o serie de ceaiuri care acționează la mai multe niveluri. De exemplu, intensifică diureza, intensifică tranzitul, combate constipația și acumularea de toxine, stimulează secreția și excreția de bilă, deci eliminarea toxinelor și emulsionarea grăsimilor. Și aici vorbim de armurariu, de anghinare, de păpădie, de soc, de coada șoricelului, de mesteacăn, de sulfină, deci sunt o serie de plante care trebuie luate însă după o anumită schemă, că nu putem, de exemplu, să facem detoxifierea ficatului, să lăsăm toxinele să se acumuleze în sânge, ci le eliminăm. După ce am făcut o vizită la medic, pentru că persoanele care au afecțiuni cronice, atunci pot să facă o detoxifiere, dar mult mai blândă și numai după efectuarea unor analize, da? Și mai ales cei care au anumite tratamente pe exact, care le iau zi exact. De zi, nu știu, mă sau gândesc diabetici, la hipertensiv, diabetici. Exact, este foarte greu și de multe ori persoanele astea încearcă să facă detoxifieri drastice și nu le face bine. Deci avem alimentație, hidratare, avem plante care ne ajută sub formă de ceaiuri, capsule, produse gemoterapice. Dar și aceste plante trebuie recomandate de absolut, un medic specialist. Absolut. Și avem, ca să ajutăm, câteva ședințe de reflexoterapie, de drenaj limfatic, care accelerează eliminarea acestor toxine acumulate în organism. Și nu în ultimul rând, trebuie să fim conștienți că detoxifierea este benefică organismului dacă o înțelegem așa cum trebuie. Și dacă o facem blând, firesc, exact, natural, exact, așa exact. Cum ai spus, există mai multe nu tipuri. Cu tot felul de mijloace agresive. Exact. Și la sfatul unor, așa zici, naturopați care răcnesc tot timpul, veniți și vă fac detoxifiere și fac cu sare amare și purgative. Să știți că dezechilibrează organismul, chiar dacă ești tânăr și repercursiunile se văd. Putem face, de exemplu, acum, o perioadă de o săptămână, două, la fel, renunțăm puțin la grăsimea proteinei animale, mergem pe hrană vie, luăm o serie de ceaiuri, de foarte bună în perioada asta este extractul din sevă de mesteacăn, din muguri de frasin, care ajută la detoxifierea de toamnă a organismului. Și mai sunt și tot felul de suplimente alimentare. Bine, și aici trebuie să avem grijă atunci când le alegem, exact, să știm foarte bine ingredientele, exact, pentru exact. Că sunt produse 100% naturale, unele care ajută, sigur, altele care pot crea tot felul de, sigur, și dacă vezi citi, dependențe și de... Exact, au substanța activă și restul de 4-5 ingrediente sunt chimicale. Și atunci de ce mai au acel produs, vezi, doamne, natural? Nu, este foarte important, de multe ori de asta eu și prefer la ce se poate administrate sucuri
stabilizate tincturi sau extractele gemoterapice, pentru care nu conțin niciun fel de conservant. Deci facem 5, 10, 15 zile această perioadă de detoxifiere blândă. Fructele proaspete ale toamnei le vom servi ca și gustare sau putem să facem una, două, cinci zile în funcție de toleranța organismului o detoxifiere, o cură cu struguri și pornim de la 5,5 de kilogram, ajungem până la 3 kilograme de struguri pe zi, dar numai pe aceștia îi mâncăm. Câteva zile nu se întâmplă nimic, da? Și nu îngrașă, ci din contră, sunt foarte, foarte bune pentru organism sau la fel putem face o cură de câteva zile cu must, dar să nu fie alcool, atunci nu mai e detoxifiere. Da? Deci există aceste posibilități și de-a lungul întregului an, eu le-am recomandat pacienților mei cum fac și eu, una sau două zile pe săptămână în care fac o detoxifiere blândă a organismului și atunci aș spun, domnule, atunci nu mănânc nimic prăjit, nu mănânc mezel, nu mănânc carne, ci mănânc o salată proaspătă cu brânză naturală, un iaurt, beau puțin mai mult un anumit ceai care să mă ajute să mă detoxific, fac și o ședință de reflexoterapie și atunci organismul permanent realizează această echilibrare blândă și constantă. Practic, tu vorbești de un stil de viață sănătos. Exact. Cam asta înseamnă. Și din acest stil de viață sănătos, una sau două zile, puțin ne acordăm mai multă atenție pentru organismul nostru. Și eu zic că chestia asta este mai sănătoasă pentru că organismul se detoxifică periodic. Decât mâncăm de toate, stăm o lună, fac o detoxifiere. Ok. Și după aia o iau de la capăt. Și atunci ce a înțeles organismul? Nimic. Deci, eu zic că și în cazul ăsta, moderația, cumpătarea, trebuie să fie cuvinte de ordine. Corect. Mulțumim pentru sfaturi, Ruxandra, te așteptăm să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.